care o vă prezenta doamna președinte. Deschidem lucrările ședinței noastre și îi dau cuvântul doamnei secretare pentru a prezenta procesul verbal. Vă mulțumesc! Proces verbal încheiat pe 27 aprilie 2017 la Sediul Primăriei Comunei Pârcărești cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local, care a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 71 din 21-4-2017. Ședința Consiliului Local a fost convocată în termenul articolului 39 alineatul din legea 215/2001 privind administrația publică locală. La ședință participă 12 consilieri aleși, lipsește motivat domnul Dorboș Vincențiu Florin. Președinte de ședință este doamna Butucaru Daniela. La ședință participă din partea mass media exclusiv TV. Consiliul Local este legal constituit în conformitate cu articolul 41 din legea 215/2001 și își poate desfășura lucrările. Ședința este deschisă de doamna primar, care dă cuvântul doamnei Butucaru Daniela, președintele de ședință. Se trece la citirea ordinii de zi de către președintele de ședință, care cuprinde următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Adam Michi. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bortoș Cornel. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 38 din 29 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pârcărești. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de funcții publice pentru anul 2017. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 6. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2017. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017 în comune. Nu sunt discuții, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate. Pentru operativitate, doamna secretar preia lucrările ședinței și prezintă proiectele de hotărâre. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt discuții, nici obiecții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate de cei 12 consilieri local prezenți. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. După adoptarea proiectului de hotărâre, doamna secretar roagă pe domnul consilier Bortoș să dea citire jurământului în fața Consiliului Local. După depunerea jurământului, doamna primar felicită pe domnul Bortoș Cornel. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4 al ordinei de zi. Secretarul Comunei prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 5 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 6. Secretarul prezintă proiectul de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2017. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 7 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la diverse. Doamna primar răspunde domnului consilier Dorboș Valentin la întrebarea pusă în ședința anterioară cu privire la programul laptele, cornul și merele distribuite în școală, respectiv merele nu pot mai fi distribuite.
Doamna primar mai aduce la cunoștință problemele cu care se confruntă angajații primăriei privind identificarea proprietarilor de terenul din sat Barna, care au fost terenuri care au fost cadastrate. De asemenea, cere sprijinul domnilor consilieri pentru rezolvarea acestei situații. Doamna primar mai aduce la cunoștință finalizarea lucrărilor de înlocuire a rețelei de apă din sat Pârâu Boi. Domnul consilier Lenghen Mihai Emil dorește să știe data la care va fi preluat Cămilul Cultural din satul nou, precum și faptul dacă acesta va funcționa în această vară. Doamna primar aduce la cunoștință că a fost emisă dispoziția de constituire a Comisiei de Preluare a Cămilului din satul nou, comisia urmând a se întâlni în cel mai scurt timp. Membrii comisiei vor fi convocați înainte cu o zi. În ce privește funcționarea, acesta nu va funcționa deoarece nu îndeplinește condițiile igienico-sanitare. Nu mai sunt alte discuții de pentru care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal sau doriți să faceți completări și modificări, dacă nu, vă rog să-l supunem la vot. Dar sunteți de acord? Mulțumesc frumos! Prezintă ordinea de zi, doamnă. Având în vedere dispoziția primarului numărul 100 din data de 25 mai 2017, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Cârgărești, care va avea loc miercuri 31 mai 2017, ora 9:30, în sala de ședințe a Consiliului Local Cârgărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârgărești, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției achiziționare vulto-excavator pentru primăria comunei Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, dotarea așezământ cultural Sar Nicolești, Comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei și puncte diverse. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, mulțumim frumos! Deci la prezentarea... Da, doamna secretară, vă un proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017. Respectiv se introduc la capitolul 1 două puncte, punctul 40 achiziționare mașină de tuns iarbă și punctul 41 achiziționare erbicid pentru aleile pietonale. Dacă sunteți de acord cu această completare, mulțumesc frumos! De hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amendele persoanelor fizice decedate, scoaterea din evidența fiscală a amendelor prescrise, diferite de la 7 persoane fizice decedate, conform anexei, valoarea debitelor persoanelor fizice decedate este de 6.500 de lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus? Știți că a fost problemă. Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești. Începând cu data de 1 iunie 2017, se modifică statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești, după cum urmează, se transformă un post în funcție publică definitivă, urmarea terminării perioadei de stagiu astfel. Postul de referent clasa 3 grad profesional debutant. În cadrul compartimentului contabilitate, financiar și resurse umane, se transformă în post de referent clasa 3 grad profesional asistent. Dacă sunteți de acord cu această modificare, mulțumesc! Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției achiziționare vulto-excavator pentru primăria Comunei Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă investiția achiziționare buldoi-excavator pentru primăria Comunei Pârgărești, județul Bacău, ce va fi finanțată din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, valoarea maximă exigibilă fiind echivalentul la 76.000 de euro.
Finanțarea investiției se realizează de către Gal Valea Grosușului în proporție de 100% și reprezintă banii europeni cu finanțare nerambursabilă. Partea de cofinanțare a Comunei Pârgărești constă în întocmirea cererii de finanțare de către o firmă de consultanță. Se împuternicește primarul Comunei Pârgărești să semneze cererea de finanțare a proiectului în numele și pentru UAT Pârgărești. Dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției dotarea așezământului cultural Sat Nicoreș, Comuna Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă investiția dotarea așezământului cultural Sat Nicoreș, Comuna Pârgărești, județul Bacău, finanțată din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sub măsura 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, valoarea maximă eligibilă fiind echivalentul a 500.000 de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR potrivit legii. Partea de cofinanțare a Comunei Pârgărești constă în întocmirea cererii de finanțare și a documentației specifice acesteia de către o firmă de consultanță. Se împuternicește primarul Comunei Pârgărești să semneze cererea de finanțare în numele și pentru UAT Pârgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Închirierea primilor din Dumnezeu. Deci care fac nunți, începând de seara până a doua seară și care sunt, de exemplu, duminică, de la ora 2 până la 7, da. Aceeași tață. Da. 5 ore și 29 de ore, tot aceeași. Deci așa, aceeași tață este stabilită de dumneavoastră anterior, de anul pentru că nu s-a stabilit la ore. Pentru că nu s-a stabilit la ore. Nu s-a stabilit la ore, dar nu am ceva cel incorrect. Corect. Și sala, și o sală de sport, tot ce se închirează la ore. Nu se poate așa ce. La ore. Poate verifica, dar este și tarif specificat. De la ora 2 până la 6, omul trebuie să fie normal, așa se închiriază peste tot, la ora, țările. Normal, trebuie să știm și noi. Țările de sport, țările de la ore. Dar nu se poate, 4 ore, la ora. Dar numai puțin, că doar taxa dumneavoastră veți aproba. Dumneavoastră ați aprobat inclusiv anul trecut, dar nu ați spus niciun limita. Că doriți taxa cu ora. Asta s-a aprobat în 2015, nu anul trecut. Nu anul, în 2015. Și anul ăsta a aprobat. Dar și anul ăsta, deci în fiecare an, dumneavoastră sunteți cei care aprobați. Dacă dumneavoastră ați venit cu propunerea la biroul contabilitate, înțelegeți? Da, absolut, să calculeze. Cu ora nu era nicio problemă. Și vremea aia ca să vină cineva. Normal, modificare. Păi tocmai de aceea v-am zis. Iar modificarea o să o aprobați doar tot dumneavoastră. Deci, păi tot, acum clar putem dumneavoastră. Să punem un preț ca să știe oamenii că trebuie să plătească. Astea se fac calcule contabile, nu dumneavoastră puneți prețul. Că prețul s-a stabilit având în vedere valoarea imediată. Eu mă duc și o cheme doar la contabilă și o să înțelegeți de ce contabilitatea calculează dând cu valoarea. Dar omul trebuie să știe că să plătească. Trebuie să facă o fundamentare. Dar omul trebuie să știe că să plătească. Nu poți să închiriezi suma propusă.
Din ce... Da, închiria asta curentul e separat, nu? Nu. Atunci, nu, nu, nu. Atunci nu e corect. Eu aș veni cu... Ăla are de 24 de ore toate și ăsta are 3 ore. Dar fost de acord în țară. Nu, dar bine, cum e? Dar se poate modifica lui, se poate schimba. Eu aș veni cu propunere așa, deci cum ați spus dumneavoastră închirierea pe oră, iar curentul, fiecare cât va consuma curentul. Pentru că vom avea probleme, de exemplu, în perioada de iarnă. Vedeți că avem acele încălzitoare care consumă. Nu se compară cu programul de vară. Vara nu consum curent decât pentru, nu știu ce, utilități, aparatură, știi? Da. Dar iarna consum curent în funcție de cât curent consum și de asta. Dar așa va fi și la Bagna. Centrala va fi pe curent electric, închipuiți-vă că iarna, fiecare își face căldură, dacă noi punem o chirie pe sală de nu știu cât, el își va face căldură de 20 de grade și noi nu ne recuperăm, nu avem de unde să plătim contravaloarea curentului. Nu o să facă, nu are cu ce, nu o să facă nimeni căldură, că nu are cu ce, că nu funcționează. Nu dă căldură de aparatele. Nu, la București aparatul nu m-a spus că asta are de curent. Din București și de la BAC, om trebuie să știe care este curent. Dar nu, dar nu consumă curent. Asta e curent și pentru BAC la evaluare. Și acolo nu scoate un aparatul. Păi nu dă căldură, dar dacă bagi o priză, sigur că consumă curent. Trebuie să facă cu toată altă modalitate de încălzire. Consumă curent și căldură. Consumă curent și căldură. Nu-i corect, dar iarna, dacă ai făcut o nuntă și dacă te-ai încălzit, 24 de ore dacă merg, 24 de ore. Da, 24 de ore. Haideți să facem. Haideți să facem. Problema căminului cultural de la Nicorești, ceea ce va fi și cred că și cu Bacra, ca să se modifice taxa de închiriere și să facem în funcție de numărul de... Adică să propunem taxa la oră, pentru că sunt persoane care închiriază pentru o după amiază, sunt persoane care închiriază dimineața până la două ore. Mulțumesc! Și că să le ședă un răspuns, se poate, nu se poate. Comisia de la Bucur să facă referat, să vină cu propuneri, noi analizăm așa, da. Cum se poate. Da, nu, 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 nu. Ce demersuri trebuie făcute? Are fapt toate 5 ore și trebuie să plătească omul și știe că trebuie să plătească. Asta e coordonată. Deci, cum mai ales în curentul inclus în aceeași tață, zice ei. Da. Și atunci ăla care consumă 24 de ore într-un an și ăsta care consumă 3 ore la o aniversare, nu-i tot. Da. Cine consumă 24 de ore? Bani sau nu? Dar omul a venit cu... Acum, la omul sigur nu a venit după capul, eu spus cineva. Dar normal că doar... Indiferent. Cineva a venit. Și domn Vici a zis. Dar este frigider acolo. Comisia de consum de cultură. Dar bineînțeles. Nu, nu, nu. Ce răspunse le dăm doar? Da. Deci comisia de cultură să faceți un referat. Sigur, veniți și... Faceți o propunere. Da, cum să nu? Așa va fi analizată și va fi... Dacă s-a aprobat, s-a aprobat, dacă nu... Da, bine, aprobarea tot aici noi și vor aproba. Noi venim cu calculele făcute, propunem. Hotărârea care este clar. Hotărârea oricum e stabilită. Păi este, dar s-a aprobat tarifele cele. Da, va fi recalculat, înțelegi? Da. S-a ridicat înainte și problema... Acum s-a ajuns și la 700 de lei. În Consiliul Local s-a votat 500 de lei, eu așa țin minte, toți așa țin minte din consilier. Cum am ajuns la 700 la Nicorești? Dar hotărârea nu e modificată doar. S-a mers pe aceeași sumă. Nu, în timp s-a modificat... 500 s-a luat în Consiliul Local, a fost 500. După o lună, două, s-a mărit la 700. Păi și atunci hotărârea la caserie de unde e cu 7? Hotărârea consilierii care au fost, nu, sunt sigur că știu minte. Dar nu e vorba de asta. Este vorba că dumneavoastră ați aprobat o taxă pe legea, pe codul fiscal, pe legea 571, și s-a modificat din anul următor, înțelegeți? Pentru că noi am dat-o undeva în noiembrie, da? A venit de la 1 ianuarie cu modificare noul cod fiscal, unde a presupus acea majorare pe care noi oricum nici n-am aplicat-o la maxim, înțelegeți? Și de aceea au fost în două luni două sume diferite. Deci acesta este motivul. Știe, cu viață că au fost multe întrebări. Da, deci acesta este motivul. Că doar dumneavoastră n-am... Nu vine de sus la Consiliul Local. Dar vă dați seama că doar nu...
în primul rând că toate sunt stabilite. Da, și numele de dumneavoastră. Deci, da. La cablu și la deci nu, se, nu se mai... La nu se aplică la alte... La cablu, la cablu, la cablu, chiria, bă... A, da, chirierea spațiului. Nu, ai zis cablu, da, da. Păi recepția căminului s-a făcut în 2013. Mă gândesc că atunci, imediat după, după recepționarea clădirii, s-a propus taxa de închiriere și categoric în ianuarie, când a venit modificările la codul fiscal. 2014 a crescut. Pentru că mai aveam încă de la 500 o fi crescut la 700. Și acum, hotărârea nouă din 23 februarie, președinte de ședință Bortoș Gabriel, semnătură. Bine, bine, deși se referă... La referință de ce? S-a referat au crescut din 2013, ați înțeles, da? Taxele s-au modificat, a crescut. De la 500 la 700, care din cauza asta că au crescut. Au crescut taxele. Și indicele de inflație. Cu indice, bineînțeles. Se corelează cu inflație. În fiecare an. Probabil. Indicele de inflație. Indicele care trebuie tu să modifici. Ăsta se ia de la statistică. Dar noi nu calculăm noi. Nu-i calculat de... Sigur, sigur că vom face cum ați propus dumneavoastră. Dar sunt mulți, de exemplu, care n-a plătit și eu trebuie să plătească. Și dacă nu știi cât să plătească, asta e că trebuie rezolvat. O să vină aici să-i spunem cât să plătească. Aici trebuie să plătească, oricum, și o să afle. Nu, dar nu e corect. Nu pentru 4-5 ore să plătească, cât nu pentru 24 de ore. Deci eu am zis și acum 2 ani. Și acum 2 ani am zis că e 1700. Nu? Sigur, nu știu, să zic că pe oră, pe oră și separat, cel mai corect așa. Nu e mult, dar pe la urmă, nu e nici că 200 de lei nu poți să închiriezi. Ideea că mai trebuie dotări acolo. Păi da. Asta, că omul ar cheltuie. Avem scaune, mie să n-avem. Nu? Dacă nu... Așa. Încasăm? Unde doamne? Ce cheltuie? La cămin. Bine, să le da, dar nu cred că sunt suficiente. Păi nu, acum vom dota. Conform proiectului pe care am propus. La proiectul 5? Da. Da. Dotarea căminului cultural de la Nicorești, pentru că acel cămin este recepționat. Și atunci vom face dotare cu fonduri europene. Dar acolo din Bacna nu l-a recepționat. Încă nu s-a recepționat căminul de la Bacna, pentru că nu avem curentul tras, 380, și nu avem cum să probăm... Centrala. Mai durează încă o lună, sperăm ca într-o lună să... Pentru că noi am plătit ce era de taxa de racordare și e plătit. Trebuie să facă EON un contract cu un executant. Am înțeles că ieri s-a semnat contractul și urmează. Și din cauza asta n-am putut recepționa căminul, pentru că n-avem cum să... Urmează să recepționăm. Și că... Bună viitoare, domnule. Da, bună viitoare, peste 3 luni. Da, da. Dar normal, să facem recepție fără căldură, nu funcționează. Dacă fără n-am putut să facem vreo... Dar la Nicorești funcționează. Prima dată funcționează. La Nicorești. Și am vedeam că n-am fost aia, am funcționat. Da, mă, dar trebuie văzut. Nu era căldură prima dată la Nicorești. Funcționează acele... Așa acum funcționează. Funcționează. Căldură, mă. Căldura din Nicorești. Dar s-a defectat. Nu se defecta. Așa acum funcționează. Dar ia căldură. Ce că da, de dacă s-a defectat, n-are siguranțele astea, are niște... Nu, nu, dă curent acolo, păi ne-am verificat. Toate merg. Că s-au defectat astea. Da, înseamnă, dar ce m-a preocupat? Dar radiator sunt din Michelin. Așa nu am s-a la care mana. Nu că nu erau bune. Nu o vedeți, nu zice nimic, nu o vedeți, e căminul că ești bărat. Prima nu te ia căldură dacă s-a defectat. Pe partea lui Caraima. Dar nu-i poate o Caraima, că e locul mare. Mai am un pic și de rând, vine pe casa lui... Ah, și trebuie... Vine pe casa lui Caraima. Nu, la civil vine pe casa lui Caraima. Să duc pe casa lui Titi și lui... Mă, să-l auto, de ce nu mai? Sandulache. Sandulache. Și ce sunt pe stradă? Sunt... Aia mă refer, aparține de domeniul public, da? Eu mai am un pic și gata, dacă la o furtună mare, nu știu, cu chestiile astea, cu spusul, că vor și astea, doar de aia sunt de magie. Păi dar normal, păi dar... Da. Asta e pentru binele cetățeanului. Vă dau un răspuns acum. Acolo e o discuție cu domnul Caraiman. Da. Noi avem proces în instanță. Noi, el. Eu dau judecată și pe noi și pe vecinul.
Da. Așteptăm. Categoric cât însu a fost, dar n-a ridicat problema brazilor. O ridicat... Nu, dar care mai... Care trebuie acolo tot timpul să uită așa la ea. O ridicat alte probleme. Așteptăm rezultatul de la instanță să vedem, pentru că ceea ce dorește dânsul noi nu vedem corect. Așteptăm să vedem instanța ce va hotărâ, iar cu brazii, categoric că trebuie să discutăm și cu dânsul. Vă închipuiți. Nu sunt domeniul lui. Nu stai în urmă. Da, el trebuie... să... da, să nu ne dea voie. O să vedem, o să mergem la fața domnului vice. Luați în seamă? Nu, sigur că va veni cu argumente că spuse plantate de către... Dacă se rupe și cade, da, da, categoric. Primăriei vin. Da. O să facem demersul și la Ion, pentru că sunt sigură că e aproape de firele electrice și nu se văd. Categoric. Și ieri am avut un caz din ăsta și am sunat la Ion, o sunat domnul vice. Au venit, au constatat la fața locului și vin să toaleteze copacul de acolo, pentru că nu putem să, să ne urcăm noi și să tăiem crengile, având în vedere că sunt fire electrice acolo. Domnul vice, vom lua măsuri acolo, da? Ne vom duce, vom discuta sigur și cu dânsul. Categoric că nu va fi de acord, dar vom vedea. Dacă e pe domeniul public, sigur. Dacă sunt drum trebuie, o să fie de acord, dar nu uitați. Dacă e pe domeniul public. Atunci se dea semnătură el, când am cazit ceva, să plătească pagul. Nu o să dea. Păi dacă nu o să dea, trebuie tăiat. Păi, normal. Nici așa nu trebuie să cadă un rumul de sare în capul copilului. Trebuie tăiat și gata. Bine, vom face demersul către Ion, având în vedere că acolo trec fire electrice. Și nu putem... Dacă e în domeniul public, același lucru cred că va fi și la satul nou în fața bisericii. Tot așa discuția cu Ionul. Da, așteptam să vină doamna de acolo, dar n-a mai venit. A zis părintele că va veni să ne facă scris, să avem ceva la mână. La fel vom face. Când vom anunța Ionul pentru Răuvăghii, vom anunța și pentru satul. Acolo exact spre casă, la vecini acolo. Pe tocmai așteptam, exact că așteptam să sesizarea să, să vină din partea a doamnei. A venit că n-a lăsat nimic în scris, să ne lasă în scris să... Așa vorbește. Lăsați că anunț eu astăzi. Nu că este de acord, pentru că e tot pe domeniul public. Numai că să fie o sesizare că pune în pericol locuința și avem ceva firele la electrice, la știi? Noi la rândul nostru să facem sesizare către eu. Acolo e problema și cu brazii și cu stâlpii, la fel și stâlpii. Dar poți să nu aștept numele lui, nu? Categoric când vom tăia brazii, stâlpul va fi mai vizibil, știi? Și se va vedea cum este. Se poate pune o cameră la navare. Da. Ai interdicția aia periculoasă, uneți cu toporul și cu furca. Păi la fi cașul, că nu știți cum. Așa e. Așa e. Așa e totul. Da. Să vedeți și că să duci cu gunoaiele în luncă. Și gunoaiele luncă și gunoaiele lângă tomberonul. Tomberon. Bedoane? Da, la școală. Să facă și așa și așa. Nu plătesc toți dragi. Da, am și discutat cu doamna contabilă. Ieri a fost discuții de camere. Da, chiar am discutat cu doamna. Vom vedea. Și la Părgărești aici ar trebui neapărat că iară prin acolo. Și cu companiile astea, ca și în parcă. Și cu companiile la parcă. Și cu companiile la parcă. Dar ceva ce nu se poate. Și acolo ar fi. Păi, dar erau închise, erau lapte. Fără să anunțăm pe nimeni. Nu putem încă, că este un proiect la nivel de Târgu Ocna, cu Părgărești, suntem parteneri, încă proiect. Nu mai e, e la centru, e secție camere. Noi trebuie să convedim în fiecare an bine cu telecoțul și dacă avem. De asta au fost ținute și sub cheie, ca totuși să nu dispară. Să nu dispară. Păi bine că ați ridicat-o, cu cei de la 416 ne vom duce și în zona acolo. Problema cu sticle, cu bidoanele. Da, se poate o sunat domnul vice și au mașina defectă. Sperăm săptămâna viitoare să vină să ridice. Ne-am gândit acolo la Părău Boii, că acolo se adună cât mai mult, nu știu. Deci am înțeles, mai vin și alții și trec mașina din afară. Da, acolo trebuie să mai facem rost de, eu știu, un dispozitiv din ăla și să punem acolo ca să... Nu știu de ce. Cu toate că satul este mai mic, totdeauna e mai plin acolo. De mașină, poate sunt mai civilizați, orbe, mă. Mică, uite, e un puratel de țară, stărnești toată lumea. Nu-s conștiincioși, ei pun acolo unde trebuie. Acolo nu le aruncă pe Părău, nu pe Părău. L-am mai trimit copiii ieri și amici cu satul și așa aruncă. Și gunoaile apar noaptea. Deci seara sunt și dimineața sunt. Rompesc.
Păi în cazul ăsta eu nu văd. Cum poți să arunci gunoi? Nu văd gunoi. Dacă plătești și dacă plătești vin. Păi dacă plătești ai contane. Nu înseamnă că n-au nici contane. L-au vândut. Cum să vândă? Pentru o bine de bine și... Păi da, dar ăla care cumpără, nu știi că... Dimitri, un contane multe acolo la... Haideți să-l fie. Haideți să-l fie. Dacă nu mai aveți alte probleme, doresc să închidem ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez succes în continuare. Mulțumesc!